Multe din proiectele orașului, dar și ale județului, cum ar fi proiectul major de gestionare a deșeurilor, sunt blocate în justiție, întrucât licitația a fost atacată în instanță. Astfel se pierd finanțări și nu se finalizează lucrări importante. Asta spune Dorin Florea, care insistă că legea achiziției este prost făcută și trebuie modificată, iar Agenția Națională pentru Achiziții Publice trebuie să-și facă datoria în acest sens. Nu se poate ca tu, Agenția Națională de Reglementare sau de Supraveghere a Achizițiilor Publice, să-ți delegi dreptul de a ieși făcut. Uitați-vă că 30% din el trebuie să vină să constate, să dea verdict, el zice declinăm chestia pentru instanțe. Mă, nu-i mai puneți la judecător sau judecătoare atâta pe cap. Dorin Florea s-a declarat nemulțumit și de criteriile de selecție a câștigătorilor licitațiilor. Edilul spune că alegerea celor care oferă cel mai mic preț nu sunt întotdeauna cele mai competente firme. Vă dau un exemplu. Nu prețul să fie determinat. Pe vine cu prețul cel mai mic, după aia vine la tine și îți amenință, te face, nu-ți face lucrarea, cele adiționale, creează o întreagă suită de probleme. Să pui chiar problemele care? Experiența, calitatea umană. De altfel, în urmă cu câteva zile, senatorii au aprobat o lege nouă a achizițiilor publice, conform căreia nu prețul cel mai mic va fi singurul criteriu care va dicta câștigătorul unei licitații, ci se va lua cea mai bună ofertă tehnico-economică, iar acest aspect va avea mai multe subcriterii.